Bine v-am regăsit, dragii noștri! Sunt Maria Cinarjiga și, ca de obicei, la această oră vă invit să rămâneți în continuare alături de programele noastre pentru o nouă ediție a emisiunii Transilvania.com, de data aceasta într-o formulă adaptată acestei perioade. Nu uitați că ne puteți urmări în fiecare luni de la ora 11:50 pe TVR3 și de la ora 17, respectiv de la ora 18:30 pe TVR Cluj. De asemenea, așa cum v-am obișnuit deja, puteți regăsi mai multe materiale pe pagina noastră de Facebook și pe canalul YouTube al emisiunii, iar online puteți urmări live pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro. Solidaritatea și conviețuirea în aceste vremuri marcate de noul coronavirus capătă noi valențe. Vom discuta cu deputatul și președintele Uniunii Ucrainenilor din România despre ce a însemnat această perioadă pentru comunitatea de etnici ucraineni, despre cum s-au desfășurat evenimentele programate în această perioadă, precum și despre alte măsuri care au venit în sprijinul ucrainenilor. Vom afla și despre cum a fost marcată Ziua Internațională a Ei Ucrainene, dar și detalii despre admiterea la specializarea de limba și literatura ucraineană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai. De asemenea, avem și o rubrică nouă, Tezaur Literar, care promovează cititul în limba ucraineană. Vom încheia cu un reportaj despre o acțiune inițiată de un grup de voluntari din zona Valea Ruscovei, județul Maramureș, pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile pe toată perioada stării de urgență. Stimați telespectatori, îi spun acum așadar bun venit deputatului Nicolae Miroslav Petreschi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România. Bine ați venit în acest studio improvizat al nostru, domnule deputat. Bine v-am regăsit. Iată că trecem cu toții printr-o perioadă delicată, o perioadă care a însemnat multe provocări pentru toată lumea. Vă rog să ne spuneți ce anume s-a întâmplat în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, ce fel de măsuri au fost luate de către Uniune pentru a ajuta comunitatea ucraineană din România în această perioadă. Chiar înainte de a fi declarată starea de urgență, Uniunea Ucrainenilor din România a hotărât amânarea tuturor activităților culturale programate în această perioadă și, bineînțeles, o comunicare permanentă cu președinții organizațiilor locale, organizațiilor județene, în vederea constatării cazurilor și a eventualelor ajutoare care pot să vină din partea Uniunii Ucrainenilor din România. În astfel de condiții am realizat o serie de proceduri pentru a putea ține legătura cu comunitatea și anume zilnic au fost create anumite grupuri în fiecare județ astfel încât să putem lua pulsul din fiecare regiune în care trăiesc compact etnici ucraineni. Totodată au fost transmise toate comunicatele autorităților în această perioadă, inclusiv bilingv. Astea au putut să fie regăsite pe paginile noastre de Facebook, pe pagina Uniunii Ucrainenilor din România, prin afișare în toate localitățile unde Uniunea Ucrainenilor are sedii, inclusiv prin transmiterea celor mesaje de care vă spuneam telefonic către fiecare președinte de organizație locală, către membrii comitetelor, filialelor județene, astfel încât am putut să fim în permanență legătură cu etnicii ucraineni. Am văzut că ați inițiat și o campanie care să vină în ajutorarea spitalelor, în ajutorarea medicilor care sunt în raza localităților unde trăiesc etnici ucraineni. Uniunea Ucrainenilor din România a inițiat o serie de campanii. Aceasta era, ca să spunem așa, prima. Bineînțeles, pentru toată lumea a fost o
situație specială, inedită, dacă vreți, și atunci era normal ca și noi, etnici ucraineni, să venim cu astfel de inițiativă, în special în județele în care locuiesc compact etnici ucraineni, motiv pentru care am inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziția de materiale sanitare pentru spitalele din prima linie, dacă putem să le numim așa, în județele Suceava, Maramureș, Cluj, Timiș, București. Și doresc să folosesc prilejul pentru a mulțumi tuturor celor care au răspuns la apelul nostru și au făcut acele donații cu ajutorul cărora au putut să fie virate sume considerabile, spunem noi, pentru spitalele din aceste județe, astfel încât să poată să fie procurate materiale sanitare care erau așa de necesare în acea perioadă. O provocare foarte mare a fost și pentru elevi, în general, pentru școli, de fapt, și aș vrea să ne spuneți puțin despre cum s-a întâmplat procesul de învățământ în această perioadă în localitățile de etnici ucraineni și în ce măsură a avut și Uniunea Ucrainienilor din România o contribuție la îmbunătățirea acestui proces. Și bănuiesc că un proces care încă este în derulare, dacă sunt anumite planuri pe care le aveți și pentru perioada imediat următoare în acest sens. Așa cum foarte bine știți, legat de învățământ, a fost o provocare pentru toată lumea, pentru toate județele, dar noi știți foarte bine că punem un accent aparte pe învățământ, învățământul fiind o verigă importantă în păstrarea identității noastre culturale. Și în acest sens am desfășurat o serie de campanii la fel. Una dintre acestea a fost donarea de calculatoare în județele cu unde este studiată limba ucraineană, astfel încât în aproape toate județele au fost donate calculatoare pentru școlile în care este studiată limba ucraineană. Totodată am făcut și o campanie de strângere de fonduri cu ajutorul căreia am achiziționat materiale sanitare care la fel au fost distribuite în toate școlile. Chiar săptămâna aceasta a avut loc acea campanie și am reușit în zilele acestea să predăm acele materiale sanitare pentru toate școlile din județul Maramureș și satul mare unde elevii învață limba ucraineană, urmând ca începând de săptămâna viitoare să fie livrate și în celelalte județe. Totodată am aprobat în cadrul Consiliului Uniunii Ucrainenilor din România acordarea de premii pentru elevii care au participat la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatură Ucraineană. După cum foarte bine știți, Uniunea fiind un partener constant, dar având în vedere că nu a mai avut loc etapa națională Olimpiadei de Limba și Literatură Ucraineană, am hotărât acordarea acestor premii pentru toți participanții de la etapa județeană. Totodată am aprobat achiziționarea de tablete. Premiile o să fie sub formă de tablete și pentru cei care au participat la etapa județeană și pentru cei care au participat și o să participe la etapele județene și naționale a concursului de recitare a poeziei ucrainene. Totodată am aprobat punerea la dispoziție autorităților locale, a școlilor, în condițiile în care o să fie solicitări de acest gen, a transporturilor aparținând, mijloacelor de transport aparținând Uniunii Ucrainenilor din România, în toate județele unde există învățământ în limba ucraineană. Vă referiți acum la clasele, cei din care sunt în clasele terminale și din vor merge terminal la școală în perioada următoare. Exact, și cei care, după cum foarte bine știți, metodologia pentru limba maternă prevede ca elevul, în condițiile în care dorește să se înscrie la un liceu cu predare în limba maternă, atunci trebuie să mai dea încă o probă
acum în condițiile în care nu o să fie peste tot acces la internet, la mijloace de telecomunicație, atunci acei elevi trebuie să se deplaseze la acea unitate de învățământ pentru a da acel examen sau pentru evaluarea națională bacalaureat, motiv pentru care am pus la dispoziție a autorităților mijloacele de transport. Totodată am aprobat acordarea de burse pentru elevii care studiază în liceele cu predare în limba ucraineană și aici mă refer 10 burse pentru elevii de la liceul cu predare în limba ucraineană din Sighetul Marmației Taras Șevcenco, 2 burse pentru cei de la Iulia HD-ul și 2 pentru cei de la Laț cu Vodă din Siret. Aș menționa eu aici ceva care mi s-a părut foarte frumos și vă felicit cu această ocazie. Am văzut că au fost acordate și burse în numele dumneavoastră personal, dacă am reținut bine. Și vă felicit pentru acest lucru, adică pe lângă bursele acordate de către Uniunea Ucrainenilor din România, ați acordat și dumneavoastră în nume personal burse pentru acești elevi cu rezultate deosebite. Vă mulțumesc mult! Totodată am aprobat ca studenții care studiază limba ucraineană la universitățile din Cluj, Suceava, București să participe la cursurile Școlii de Vară Internaționale organizate la Lviv și, nu în ultimul rând, o să continuăm toate acestea ce v-am enumerat acum și în lunile viitoare, pe perioada de vară. Chiar am discutat și cu directorii de școli pentru a veni în sprijinul elevilor, în special în această perioadă. Probabil că cunoașteți deja mai multe demersuri organizate de către filialele Uniunii și anume de a organiza cursuri online pentru elevii care studiază în limba ucraineană, după cum ați putut să observați, chiar și filiala Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România a demarat un proiect și anume de a prezenta în fiecare vineri câteva povești în limba ucraineană pentru micuții noștri. Da, este un eveniment online, Tezaur Literar, la care ne-am alăturat și noi, TVR Cluj, și vom și difuza pe TVR 3 și TVR Cluj aceste povestioare care sunt realizate în cadrul unui proiect. De fapt, un proiect care este în cadrul unui alt proiect, Clubul Copiilor Ucraineni, pentru că aici avem la Cluj o inițiativă foarte frumoasă, tot a filialei Cluj a Uniunii Ucrainene din România, care se adresează celor mici, în care toți părinții, fie că provin din familie, avem familii mixte sau familii doar de etnici ucraineni, care au copii ucraineni, care vor să păstreze legătura cu tradițiile, cu cultura, limba ucraineană, pot să o facă prin intermediul acestui club, care așteptăm să se reia, pentru că a fost, bineînțeles, și acest club în această perioadă întrerupt, dar iată că avem un eveniment online conex inițiat care îi va ajuta pe cei mici să țină cumva legătura. Foarte, foarte frumos și interesant. Cel puțin copiii mei sunt foarte încântați și de club și de această nouă inițiativă pe care o a avut-o Uniunea Ucrainenilor din Cluj. Aș vrea să vă mai întreb, pentru că sigur că sunt multe, multe momente care au fost în această perioadă mai sensibile. Ați știți, aveți cunoștință de etnici ucraineni care au fost sau sunt infectați cu coronavirus sau care au avut nevoie de ajutor sau au fost anumite situații mai delicate în care poate a fost nevoie de anumite intervenții? Așa cum am spus și la începutul ediției, Uniunea Ucrainenilor din România a fost în permanență legătură cu etnicii noștri, de aceea am avut cunoștință de aproape toate cazurile, le-am monitorizat. Atât conducerea centrală cât și cea județeană a fost în permanență legătură cu aceștia, inclusiv dacă au existat cazurile în care anumiți etnici ucraineni au fost chiar internați la spital și cei care se aflau în izolare. Inclusiv am avut o bună colaborare cu
primarii localităților cu populație majoritar ucraineană, cu reprezentanții Direcției de Sănătate, președinții Consiliilor Județene. Deci, în acest caz, pot să vă spun că situația, cel puțin în cadrul comunității noastre, este una pozitivă în acest moment. Numărul de cazuri este în scădere și, bineînțeles, că dacă autoritățile o să considere că au nevoie în continuare de sprijinul nostru, o să le stăm la dispoziție cu orice putem, cu mijloace materiale, umane și așa mai departe. Care este situația evenimentelor pe care Uniunea Ucrainenilor din România le avea planificate, le are planificate în perioada imediat următoare? Cum anume s-au desfășurat, dacă s-au desfășurat, cele care deja trebuiau să aibă loc în perioada ce tocmai a trecut și cum se vor desfășura cele care sunt programate pentru perioada imediat următoare? Pe parcursul unui an, Uniunea Ucrainenilor din România organizează aproximativ 300 de acțiuni culturale în toate județele cu populația majoritar ucraineană. În această perioadă noi am reușit să organizăm doar evenimentele programate până, să spunem, la începutul lunii aprilie, luând măsuri de precauție, chiar așa cum am spus și mai înainte, înaintea de declararea stării de urgență, motiv pentru care inclusiv o parte din activitățile sau manifestările dedicate marelui cobzar ucrainean Taras Șevcencu au fost amânate, cum a fost de exemplu concursul de recitare a poeziei ucrainene, olimpiadele, alte concursuri și alte activități programate în țară, au fost amânate. O parte dintre acestea am reușit să le organizăm săptămânile trecute în regim online, ceea ce a fost o premieră pentru noi. Am organizat inclusiv ședințele Consiliului Uniunii Ucrainenilor din România în regim online, dar ceea ce m-a bucurat pe mine a fost că toate aceste activități, cu toate că au fost organizate online, unii colegi erau sceptici în ceea ce privește desfășurarea acestora, dar după ce au văzut amploarea acestora și impactul pe care l-au avut participanții care au putut participa astfel datorită erei în care ne aflăm, inclusiv din alte țări, fără să fie fizic prezenți la acea activitate, a făcut cumva să mai reușim să organizăm din aceste acțiuni, urmând ca în perioada următoare, bineînțeles, în funcție de evoluția din țara noastră, să adaptăm activitățile culturale în așa fel încât să respectăm toate recomandările autorităților. Ceea ce pot să vă spun este că în această perioadă dorim să continuăm organizarea tot în mediul online a concursului de recitare a poeziei ucrainene, pentru care am pregătit acele premii, v-am spus, pentru toți participanții, nu cum am făcut în anii trecuți, doar pentru cei care obțineau premii. Anul acesta o să obțină toți participanții acele tablete. Bineînțeles, pregătim și activități culturale tot online pentru copii, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în luna iunie. După cum foarte bine știți, am avut și acea acțiune cu Ziua Cămășii Ucrainene. Am vrut să vă întreb, era una dintre întrebările pregătite legate de această Deni Veșevanc, Ziua ei ucrainene. Este o zi inițiată deja de câțiva ani și care are loc în toată lumea, în acea de a treia zi de joi din luna mai, și am văzut că foarte multă lume s-a alăturat acestei acțiuni. Această acțiune la fel a avut un impact major, participând inclusiv invitați din Ucraina, bineînțeles tineri, oameni consacrați din cadrul Uniunii, oameni de cultură atât din țară cât și din străinătate, reprezentanții administrației publice locale. Daruiem vam un sim veșevancu, nosit i, ia iubiu veșevancu. Nosit veșevancu, vona nașa hordis, vona nașa ridna. Veșevanca e na e nas. Veșevancu, iubemo usi. Pozusam ucrainskim costumem. Nosit veșevancu, vona nașa hordis.
am reușit totodată să organizăm într-un cadru foarte restrâns, respectând întocmai recomandările autorităților, o activitate organizată de filiala București dedicată lui Taras Șevcenco. Ați depus la monumentul lui Taras Șevcenco din București, alături de ambasadorul Ucrainei și alți câțiva reprezentanți ai Uniunii. Exact, și încă câteva activități organizate de către Comisia pentru Cultura Uniunii Ucrainenilor din România, urmând ca în săptămânile următoare să mai organizăm încă 7-8 activități culturale, dar despre care o să discutăm în edițiile viitoare. Așadar, deocamdată, planul este ca mare parte din evenimente să se desfășoare ori într-un cadru foarte, foarte restrâns, ori în online, în mediul online. Deja încep lumea care să se obișnuiască. Revenim puțin la învățământ. Aș vrea să vă mai întreb legat, pentru că se apropie examenul de bacalaureat, ce puteți să ne spuneți despre cum se va desfășura acest examen în cadrul liceului Taras Șevcenco din Sighetul Marmației, care este, după cum știm, singurul liceu de acest gen, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România. Cum s-a pregătit acest liceu pentru examenul de bacalaureat în aceste condiții? Chiar zilele trecute am discutat cu directorul liceului de la Sighetul Marmației, care este optimist în ceea ce privește parcurgerea acestei programe în situația actuală. Au păstrat legătura cu elevii așa cum s-au putut, bineînțeles că fiind absolvenți ai, putem să le spunem deja absolvenți ai liceului, au acces mai ușor la internet și la mijloacele acestea moderne de comunicare, condiție în care au putut oarecum să parcurgă programa. Au speranța că o să se desfășoare probele chiar în incinta liceului, astfel încât să fie mult mai ușor pentru elevi să fie prezenți și sperăm să vedem ce rezultate o să avem și pentru elevii care se vor înscrie la clasa a noua. Și activitatea dumneavoastră parlamentară continuă, de asemenea, în regim online mai mult. Am văzut că ați avut și interpelări. Poate, pe scurt, ați putea să ne spuneți și despre aceste interpelări înainte de a ne încheia această intervenție. Au fost o serie de întrebări și interpelări adresate membrilor guvernului tocmai în această perioadă pentru a răspunde la anumite solicitări venite din partea cetățenilor de etnie ucraineană. Urmează, bineînțeles, acum și câteva proiecte legislative tocmai care să vină în continuarea acestei situații în care ne aflăm și să vedem ce o să ne rezerve viitorul. Și bineînțeles ce propuneri o să avem din partea cetățenilor. Noi sperăm să se rezolve toate cât mai bine pentru toată lumea și să trecem până la urmă cu toții peste această perioadă cu bine și așteptăm momentele, evenimentele în care să ne putem reîntâlni cu toții într-un cadru mai larg. Spre final aș vrea să ne transmiteți așa acum, sigur că un pic s-au relaxat măsurile și putem să facem poate un pic mai multe lucruri decât am putut să facem în perioada stării de urgență, dar în continuare am văzut că și dumneavoastră ați făcut apel la responsabilitate, să fie oamenii în continuare conștienți că pericolul nu a trecut, ați transmis astfel de mesaje. Aș vrea să încheiem cu un mesaj pe care îl adresați etnicilor ucraineni și nu numai etnicilor ucraineni pentru perioada următoare, adică legat de ceea ce încă se întâmplă. Recomandarea noastră este ca în continuare cetățenii să asculte de recomandările autorităților. Trebuie să fim conștienți că odată cu relaxarea nu înseamnă că pericolul a trecut. Oricând fiecare dintre noi, dacă nu respectă aceste măsuri de distanțare socială, de igienă, de
în speță, recomandările autorităților, oricare dintre noi putem să ne transformăm într-un vector de transmitere a bolii, ceea ce nu ne dorim. Și nu în ultimul rând, vreau să subliniez apelul nostru, toată lumea să respecte ceea ce spun autorităților, iar dacă autoritățile centrale sau locale au nevoie de vreo susținere, un sprijin din partea Uniunii Ucrainenilor din România, suntem gata să răspundem pozitiv. Mulțumim tare mult, mult succes și dumneavoastră, sănătate la toată lumea, să dea Domnul să trecem cu bine peste această perioadă, așa cum spuneam, și să ne revedem în cadrul acela larg, la evenimente, la cât mai multe evenimente. Mulțumim foarte mult încă o dată, domnule deputat. Să ne vedem, revedem cu bine. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și vă doresc de asemenea mult succes și numai sănătate. Așa cum vă promiteam la începutul acestei ediții, vom avea o nouă rubrică în cadrul emisiunii noastre. Este vorba despre rubrica Tezaur Literar, o rubrică inițiată în parteneriat cu filiala Clujana a Uniunii Ucrainenilor din România. Scopul acesteia este de a promova cititul în limba ucraineană. Vom afla mai multe detalii din acest prim material, alte materiale de acest gen, cu povestioare, poezii de calitate în limba ucraineană, vă așteaptă și în edițiile noastre următoare. Клюська філія Союзу українців в Румунії та клуб «Український малеч», який діє при ній, започаткували літературну скарбничку, метою якої є просувати якісну українську літературу, як класиків, так і сучасників. Тому що якісні твори безсумнівно викликають інтерес у молодого покоління не тільки слухати, а згодом і самим читати. Ми сподіваємося, що відкриваючи якомога частіше цю літературну скарбничку, ми допоможемо збагатити внутрішній світ наших дітей. А для педагогів та батьків ця скарбничка може стати джерелом натхнення у виборі дитячої літератури. Добрий день, любі діти! Сьогодні я прочитаю вам оповідання під назвою «Несподіване відкриття». В ньому розповідається про одного хлопчика-школяра, який на уроці громадянського виховання дізнався, що діти мають багато прав. І які висновки він зробив для себе зі всієї тієї історії. Тож, будь ласка, умощуйтеся зручненько, кличте своїх братиків, сестричок і бабусів, дідусів, і тати, мам, якщо вони вільні, сідайте, почитаємо оповідання. А потім до нього прибіг його друг Богдан і покликав його гуляти на двір. Бігають вони, бігають, аж бачать у дворі діда Олексія під самісіньким парканом. Вже червоніє черешні. Сашко на паркан і вже сівся на гілку, смакує черешнями. Богдан менше від нього віком і ростом, тож вилізти собі на паркан не зміг. А Сашко навіть збиткується. Їсть черешні, а кісточками стріляє по ньому. Аж тут вискочив з хати дід і з криками та кулаками кинувся до Сашка. Ах ти ж розбишако, зараз я надуру тобі вуха. Та Сашко вже побачив його, зіскочив по ту сторону паркану і з насмішкою відмовив діду. Ви не маєте права мене бити і лаяти. Ви що думаєте, я не знаю своїх прав, а то ще й наскаржуся на вас. Від такої відповіді дід тільки спантеличено закліпав очима і немов проковтнув язика,
не встигши відповісти так швидко на хабі, бо той вже здійнявся і побіг. Ne apropiem cu pași repezi de admiterea la diverse facultăți, o admitere care anul acesta va avea loc în condiții mai speciale. Aflăm în continuare detalii despre procesul de admitere la specializarea de limbă și literatură ucraineană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Înființată în urmă cu 20 de ani, această specializare a apărut cu scopul de a veni în sprijinul minorității ucrainene din România, dar și al celor care au înclinații spre studierea limbilor și a culturilor slave, dorind să-și perfecționeze cunoștințele din aceste domenii. Discutăm mai multe despre oferta academică din acest an a specializării de limba și literatură ucraineană, dar și despre istoricul acesteia, cu domnul conferențiar universitar dr. Ioan Herbil, responsabilul specializării de limba și literatură ucraineană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Bine ați revenit, domnule profesor, în cadrul emisiunii, dar de data aceasta într-un alt studio, platou pe care l-am improvizat ca să ne adaptăm și noi condițiilor în care ne aflăm cu toții. Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Spuneți-ne, vă rog, cum a început povestea specializării de limba și literatura ucraineană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai? Da, pentru început o să vorbesc strict despre specializarea limba și literatura ucraineană din cadrul Facultății de Litere Universitatea Babeș-Bolyai. Și anume, această specializare a fost înființată în 1999, în anul universitar 1999-2000, exact acum 20 de ani. La deci avem și un an aniversar anul acesta, o cifră rotundă. Exact. Și în acest sens vreau să spun că ne-am pregătit pentru un eveniment, un simpozion internațional dedicat celor două decenii de la înființarea acestei specializări, dar din păcate timpurile nu ne permit, așa că vom încerca să realizăm o conferință online, dar cu siguranță, și dacă vom reuși, dacă nu vom reuși, cu siguranță vom publica volumul lucrărilor științifice dedicate acestui eveniment. În ceea ce privește înființarea specializării despre care am început să vorbesc, ea a apărut la inițiativa conferențiarului universitar Ioan Semeniuc, a profesorului universitar Ioan Ardelean și cu sprijinul regretatului profesor universitar, pe atunci directorul Catedrei de Limbi și Literatură Slave, Marius Ilieoros. Printr-un memoriu adresat pe ministrul învățământului, pe atunci profesorul Andrei Marga, deci în urma acestui memoriu a fost acceptată înființarea specializării, o acreditare provizorie, de funcționare provizorie a acesteia, având la bază, aș spune, câteva motive. În primul rând, în acea perioadă exista o singură universitate din România, cea din București, care avea specializarea limbă și literatură ucraineană, iar în acest sens, deplasarea studenților din Maramureș, unde trăiește cel mai mare număr de etnici ucraineni din județul Suceava, din județul Satu Mare și alte județe din Transilvania, deci pentru a micșora acea distanță spre universitate unde să se studieze limba ucraineană, a fost înființată această specializare. Acesta ar fi un motiv. Un alt motiv, și aici aș merge puțin mai mult în istorie, nu trebuie să uităm că studiile de slavistică, în special cele de ucrainistică, au o tradiție foarte mare la Cluj-Napoca. De câteva zile chiar am citit un articol publicat secolul trecut, mai exact la 1948, scris despre relații
raporturi fonetice română-ucrainene de peste un deceniu, aș spune eu, această tradiție referitoare la studiile de ucrainistică din Transilvania, din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai, tocmai reprezintă un început bun de a adăuga aceste componente științifice și componenta didactică, adică înființarea unei specializări de limbă și literatură ucraineană la Cluj-Napoca. Și departamentul, mă rog, Catedra de Filologie Slavă pe vremuri, astăzi Departamentul de Limbă și Literatură Slavă, a fost înființat în 1919, deci e chiar o tradiție foarte, foarte îndelungată. Însă doar etnicilor ucraineni se adresează această specializare, numai pentru etnici ucraineni există specializarea? Astăzi această specializare vizează atât etnicii ucraineni, adică se așteptăm ca studenții noștri să fie din rândul etnicilor ucraineni, dar și celorlalți românilor, maghiarilor care vor să studieze limba ucraineană. Astfel, în afară de nivelul avansat, avem și nivel de la zero, adică nivel începător, când studentul intrat în primul an începe să studieze limba ucraineană de la zero, adică alfabetul chirilic, primele noțiuni de fonetică, primele noțiuni de istorie a limbii ucrainene, primele noțiuni de morfologie și așa mai departe, până ajunge să stăpânească această limbă. Da, ea a apărut la început pentru ca o nevoie să vină în sprijinul viitorilor cadre didactice din rândul minorității, dar cu timpul și în această diversitate și diversificare culturală, etnică și alte paliere ale culturii, clar că avem o deschidere și spre a avea studenți care vor să înceapă să studieze această limbă de la zero. De aproximativ 10 ani, în cadrul specializării, sunt admiși și studenți care încep să studieze această limbă de la nivel începător. Am văzut și în cadrul anumitor materiale pe care le-am realizat și noi în cadrul emisiunilor noastre, am văzut că studenții sunt foarte activi, pe lângă evenimentele științifice, literare pe care le pregătiți, aveți și o trupă de teatru chiar pe care ați înființat, o trupă care activează în cadrul filialei clujene a Uniunii Ucrainenilor din România, dar care este coordonată și, mă rog, este acolo, nucleul este în cadrul specializării de limbă și literatură ucraineană. Așadar, studenții au posibilitatea să se dezvolte pe mai multe paliere. Exact. În afară de activitatea didactică pe care o realizăm în timpul cursurilor, avem și o activitate, să zicem, extrașcolară, dezvoltată și realizată în cadrul Uniunii Ucrainene din România, unde cel puțin o dată pe lună avem un eveniment cultural dedicat unui scriitor, poet, prozator, cineast al ucrainean, dar avem și o activitate culturală în sensul activează în cadrul filialei noastre, care lucrează în parteneriat cu specializarea limba și literatura ucraineană, o corală și o trupă de teatru amator, Jartețea, Pasărea de Foc, în traducere, în care, după cum am spus, lucrul principal reprezintă studenții specializării limbă și literatură ucraineană. Astfel, de-a lungul unui an universitar, în parteneriat cu specializarea limba și literatura ucraineană, Uniunea Ucraineană din România, filiala Cluj, desfășoară o activitate, eu spune, bogată, bine, orice este perfectibil, în care, repet, pe lângă activitățile de la curs, la evenimentele la care au parte studenții noștri, pot să-și dezvolte abilitățile de comunicare în limba ucraineană, să afle despre mai multe despre cultura foarte bogată a ucrainenilor. Revenind acum la
acest proces de admitere despre care am pomenit la începutul discuției noastre. Cum anume se va desfășura anul acesta admiterea pentru specializarea de limba și literatura ucraineană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai și care este până la urmă oferta academică acestei specializări pentru anul universitar care urmează? Da, aș începe cu oferta academică. Ea pune la dispoziție 8 locuri bugetate și 25 de locuri cu taxă. În ceea ce privește procesul de admitere, anul acesta va fi realizat pe bază de concurs de dosare, astfel că cel care va dori sau cea care va dori să studieze la specializarea noastră va trebui să întocmească un dosar cu acte scanate, dosar care trebuie să includă diplomă de bacalaureat, adeverință medicală, rezultatele pe parcursul studierii în liceu și celelalte documente care se află pe site-ul Facultății de Litere din Cluj-Napoca, lettubb.cluj.ro. Va trebui să întocmească acest dosar în format electronic, adică documente scanate și trimise la adresa care va fi menționată acolo, iar în ceea ce privește strict programul de selecție de admitere, acesta este compus din două note, între care se face media aritmetică, și anume media examenului de la bacalaureat și media anilor de studiu din liceu. Deci pe baza celor două medii, studentul va putea să se înscrie la facultate și în funcție de nota obținută la cele două criterii va deveni studentul nostru. Așadar, revenind și la ceea ce spuneați mai înainte legat de faptul că oricine se poate înscrie, adică nu trebuie neapărat să fie etnici ucraineni, desigur că bănesc că de acolo vine cel mai mare număr de viitori studenți. Însă știu că, așa cum ați mai spus, ați avut pe parcursul anilor și studenți de alte etnii. I-am întâlnit și noi la diverse evenimente, cu diverse ocazii pe aceștia și am văzut că se descurcă foarte bine, pentru că ei au această posibilitate de a studia ucraineana de la zero. Deci cu ei aveți altă programă, cred că bănuiesc. Da, este clar. Lucrăm în paralel cu avansați, lucrăm în un anumit material didactic cu cei începători. Luăm toate de la zero. Dar lucrul pe care aș vrea să subliniez, că în afară de limba ucraineană, viitorii noștri studenți mai pot să studieze limba română sau alte limbi străine, engleza, franceza, germana, italiana și altele. Ba mai mult, mai pot ca și un opțional să-și aleagă și o a treia limbă străină. Deci paleta aceasta de a studia două, trei limbi și chiar mai multe, dacă vor, mai ales în această perioadă a globalizării, a cunoașterii cât mai mult o limbă, eu cred că este benefică, ceea ce ne arată, putem vedea din studenții noștri, din absolvenții noștri care pe lângă mediul educațional în care lucrează, mulți dintre ei și-au găsit joburi la diverse companii multinaționale, unde combinația ucraineană, o limbă slavă, de circulație puțin mai redusă ca și celelalte limbi slave, totuși în combinație cu o altă limbă de largă circulație, este de bun augur în ceea ce privește obținerea unui loc de muncă. Crește șansele pentru locuri acum și locuri diverse de muncă, pentru că, așa cum spuneați, trăim într-o eră în globalizarea este așa la ea acasă deja și atunci trebuie să ne și adaptăm. Așadar, vorbim despre dublă sau chiar triplă specializare, nu numai se specializează într-o singură limbă, limba ucraineană în acest caz, ci orice altă limbă poți să-și aleagă din paleta de limbi străine pe care oferă Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai.
Domnule profesor, eu mulțumesc pentru această intervenție. La final, aș vrea să reamintiți exact perioada de înscriere, de admitere, toate detaliile pe care ar trebui să le aibă orice viitor student sau, mă rog, viitoare persoane care dorește să se înscrie în cadrul specializării, dorește să participe la admiterea de anul acesta la specializarea de limbă și studiu ucraineană. Da, calendarul admiterei pentru această perioadă începe în data de 9 iulie, când are loc înscrierea candidaților, deci începând din 9 iulie până pe 15 iulie. Pe 18 iulie vor fi afișate rezultatele parțiale, după aceea mai trebuie să avem două zile de contestații, 18 și 19 iulie. Rezultatele inițiale vor fi publicate pe data de 19 iulie 2020, confirmarea locurilor și atenție aici, fiecare candidat va trebui să-și confirme locul unde a fost admis de pe un e-mail personal. Deci totul se va desfășura online. Online, totul se va desfășura exact, inclusiv trimiterea, cum a spus, a dosarului cu documentele scanate. Confirmarea locurilor pe data de 20, 21 și 22 iulie, iar listele finale cu viitorii noștri studenți va fi afișată pe data de 24 iulie. Mai există și o a doua etapă, o găsiți pe site-ul Facultății de Litere, care începe în data de 7 septembrie anul viitor, dar eu sper să fiți cu toți admiși în prima etapă a acestei admiteri la Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cea mai mare și cea mai bună universitate din România și, cum îmi place mie să spun, unde se respiră cultură și se respiră prin cultură. Este locul ideal unde puteți să vă formați atât ca și cadre didactice, ca și cercetător în domeniul slavisticii, de ce nu, și așa ducem lipsă, ca și funcționar în diverse instituții și, nu în ultimul rând, ca și bun român. Așteptăm cu interes să vedem cum vor fi și evenimentele viitoare cu viitorii studenți în cadrul acestei specializări. Le dorim mult succes tuturor celor care vor aplica, care vor se vor înscrie pentru a deveni studenți în cadrul acestei specializări. Mult succes tuturor! Mulțumim încă o dată, domnule Herbin. Toate cele bune! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere! Comunitatea de etnici ucraineni din zona Valea Ruscovei, județul Maramureș, cea mai mare comunitate compactă de acest gen din România, s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe cei în nevoie în această perioadă. Pe lângă măsurile autorităților locale, o inițiativă civică a unor voluntari reuniți pe un grup public de Facebook sub denumirea de ucraineni din Maramureș a venit în sprijinul persoanelor vulnerabile pe toată perioada stării de urgență. Mai multe detalii veți afla din materialul următor. Comunitatea de etnici ucraineni din zona Valea Ruscovei, județul Maramureș, cea mai mare comunitate compactă de acest gen din România, s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe cei în nevoie în aceste vremuri marcate de noul coronavirus. Pe lângă măsurile autorităților locale, o inițiativă civică a unui grup de voluntari vine în sprijinul persoanelor vulnerabile pe toată perioada stării de urgență. Inițiativa Voluntari de pe Valea Ruscovei a fost lansată pe grupul de Facebook Ucrainenii din Maramureș, un grup care numără aproape 2800 de membri. Am lansat inițiativa odată cu instaurarea stării de urgență în România, iar scopul inițiativei a fost să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile de pe Valea Ruscovei, respectiv cele din comunele Poienile de Sumunte, Repedea și Ruscova.
10 de vârstnici și familii care se află în situații foarte vulnerabile în această perioadă sunt ajutate prin intermediul inițiativei civice care deservește cele 3 localități de etnici ucraineni din zona Valea Ruscovei, județul Maramureș. Pandemia cu noul coronavirus a accentuat problemele cu care aceste categorii defavorizate se confruntau oricum. Inițiativa s-a dezvoltat foarte repede datorită implicării atât a voluntarilor cât și a contribuțiilor donatorilor. Până în momentul de față avem 15 voluntari și 10 donatori, iar până pe 31 martie am reușit să strângem suma de 15.000 de lei, sumă care a fost distribuită în toate comunele de pe Valea Ruscovei, iar voluntarii s-au mobilizat și au reușit să livreze aproximativ 100 de pachete cu mâncare și medicamente persoanelor care aveau nevoie de ele. Persoanelor vulnerabile pe care i-am identificat cu ajutorul autorităților sau cu ajutorul bisericilor din localitate. Mi se alătură din ce în ce mai multă lume pe proces voluntariat. Am trecut la mai multe lume prin Lespedea, Plaic, Meclușa, Lujana. Oamenii ne-au primit cu lacrimi în ochi. Ne-au întrebat dacă este un trimis un partid sau ceva și am zis că nu e vorba de politică, nu vorbim de politică în aceste momente grele. Ne-au primit cu lacrimi în ochi. Vreau să mulțumim și donatorilor care s-au implicat, pentru că cu ajutorul lor putem face multe. Toate medicamentele și alimentele sunt achiziționate de la magazinele locale, iar donațiile primite au fost distribuite astfel încât să fie ajutate cât mai multe persoane vulnerabile din comunitate. Voluntarii respectă condițiile de siguranță impuse de autorități, astfel încât să protejeze pe toți cei implicați. De asemenea, fac permanent raportări pe paginile de socializare despre felul în care sunt folosite donațiile. Din banii care se strâng, din donații și care vin pentru acest grup, este pe toată Valea Ruscovei, Ruscova, Părepe de Apoieni. Mergem la acești cetățeni care au chiar nevoie adevărată în aceste momente. Păstrăm distanța și păstrăm, mergem adecvați cu măști, cu mănuși și fără contact fizic cu aceste persoane. Respectăm toate regulile de protecție și lucrurile care este necesar ca să nu infectăm alte persoane. Am umblat pe zona Repedea, am vorbit și cu părintele Bisericii Ortodoxe din Repedea, să dea niște nume, după care și domnul director mi-a zis Sudic de la școala din Repedea, mi-a dat niște nume de la oameni care știau ei și tot așa cerem persoanelor care cunosc cazuri, care sunt oameni în vârstă, oameni cu nevoi, care au nevoie de alimente, medicamente și tot ce este necesar. Grupul de inițiativă voluntar de pe Valea Ruscovei este acum listat și pe una dintre cele mai mari pagini de inițiative civice din România. Acțiunea se va desfășura pe toată durata stării de urgență. În continuare, orice implicare în regim de voluntariat sau cu donație este binevenită. Informații despre modalitățile de ajutorare sau pentru semnalarea unor cazuri care au nevoie de ajutor se pot afla pe pagina Facebook a grupului Ucrainenii din Maramureș. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii noastre, nu înainte de a vă reaminti că vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook și pe canalul YouTube al emisiunii cu alte materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la ceilalți tot ceea ce este mai frumos și să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc toate cele bune. Pe curând!